Aici. Păi acum a pornit prima oară. Hai că-l repornim. Bine, ok, bine. Nu, dragă. Ce l-ai întâlnit? Da. Băi, 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 băi. Revenim în transmisiune directă de aici, de la Jilț Sud, pentru că coboară mașinile cu cei decedați. Vă reamintesc că a fost un accident astăzi în cariera Jilț Sud, în urma căruia au decedat 3 persoane și se fac pregătiri, se vede deja o mașină care coboară de acolo din carieră. Da, nu pot să mă duc mai aproape pentru că e cordon de jandarmi și polițiști aici. Deci se pare că s-a terminat ancheta la fața locului și coboară criminaliștii cu cine a mai fost acolo, cei de la criminalistică, cei de la poliția judiciară, de la investigații criminale și serviciul de medicină legală și o mașină de la o firmă de pompe funebre. Așteptăm să vină încoace. Deci avem ultimele informații de la accidentul de astăzi. 8 persoane au fost transportate la spitalele din Gorj, la Târgu Jiu și Motru. 2 persoane au ajuns la spitalul din Craiova cu 2 elicoptere Smurd. 3 persoane sunt decedate. Înțeleg că cele de la spitalele din Gorj sunt bine. Angajații ai CEO. Una dintre aceste persoane a plecat deja la domiciliu, restul au rămas în spital pentru investigații medicale. Au multiple politraumatisme. Rămâne de stabilit acum care au fost condițiile producerii accidentului. Se spune că mașina ar fi derapat. Ea urmează să fie ridicată de aici în vederea expertizării. Mâine, cel mai probabil. Da, așteptăm că s-au văzut niște faruri de mașină coborând din carieră. Deocamdată nu vine. Sunt așteptate acolo, vă spuneam, de serviciul de medicină legală, de mașina de la serviciul de medicină legală și de o mașină de la pompe funebre. S-ar părea că mașina a derapat pe un podeț care traversează circuitul de benzi și a căzut de la o anumită înălțime, unii zic 4-5 metri, alții 2 metri. Vor stabili cu siguranță organele. Și acum se așteaptă să fie coborâte persoanele decedate.
Sunt informații care spun că pentru intervenția de astăzi, firma căreia aparținea mașina nu ar fi avut contract cu CEO. Rămâne din nou să aflăm acest lucru. La ora 19 e așteptată vizita, e așteptat ministrul energiei, domnul Virgil Popescu, să ajungă în Gorj, dar altă mașină se vede coborând. De acolo trebuie să ajungă din clipă în clipă la noi. Și așteptăm date oficiale. Tot ce avem până acum sunt date de la ISU, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, de la poliție, și așteptăm să avem informații și de la CEO. Directorul Burlan este în carieră de la început, de acum câteva ore. Coboară mai multe utilaje care au fost acolo la locul accidentului. Da, nașe. Adică e mașină cu lor, de vreo pastilie. Bine, da. Da, oamenii au rămas aici și, după cum vedeți, sunt foarte mulți oameni care au rămas în... să vadă ce se întâmplă cu prieteni, cunoscuți, rude, cei care vin de acolo confirmă decesul unora dintre colegi. A decedat un electrician, un lăcătuș mecanic și un maestru angajați ai complexului, ai carierei Jil Sud. Thank you.
Da, nu o să mai dureze mult până coboară și celelalte mașini. Oamenii își plâng morții pe aici, prin marginea carierei. După cum vedeți, s-a făcut seară aici la Mătăsar și aproape nimeni n-a plecat de aici, dintre localnici, dintre cei care muncesc aici. Nu, da, Gabi. Oh, sunt în live, ne. Păi, da, să-mi zici la ce oră ca să opresc live-ul. Gata. Mhm, ok. Că ce? Da, mă, da, pe mai vorbi o gagică cu mine, mi-a instalat Skype-ul. Mhm. Da, deci Matei Claudiu mă găsește. Aha, da, bine. Bye, bye, pa. Bye, bye, pa, pa, pa. Acum,
Da, o să reiau o parte din informații. La Jilt Sud suntem aici, la carieră, o mașină care transporta astăzi o echipă de intervenție în carieră, îi aducea practic pe oameni înapoi la sediu, s-a răsturnat. De la început a venit aici conducerea CEO în speță, directorul Burlan a fost în carieră. Până acum câteva minute, mai mulți angajați au fost transportați la spitale din Târgu Jiu și din Gorj, practic, din Târgu Jiu, Motru și Dolj, cu două elicoptere smurt, cu mai multe ambulanțe. Acum sunt aduși jos cei trei decedați. Acum vin mașinile cu acele persoane. E un chiar primul un dric. Primul e un dric. Da. Prima e o mașină de la o firmă de pompe funebre și a doua este o mașină de la serviciul de medicină legală. Da, au coborât și ceilalți mineri, vedeți? Da, acolo sunt rudele celor decedați, își plâng morții, oamenii. Ați văzut, au trecut o mașină a unei firme de pompe funebre cu una dintre persoanele decedate și serviciul de medicină legală, probabil cu celelalte două persoane. Au coborât și ceilalți mineri. Informațiile sunt că unii au reușit să iasă din mașină și practic și-au acordat ajutor medical unul altuia. Cam așa au decurs lucrurile până au ajuns echipele medicale acolo, până au ajuns oamenii acolo. Să vă mulțumim.
Da, acesta este sfârșitul unei zile cumplite aici. Da, vă mulțumesc că ați fost alături de noi astăzi pe parcursul acestei zile triste pentru județul Gorj. 3 angajații ai CEO au murit astăzi în cariera Jilț Sud. Amănunte despre tot ce s-a întâmplat astăzi, minut cu minut, aflați în această seară pe Gorj Online. Da, oamenii sunt revoltați în continuare, este normal să se întâmple așa. Mulțumesc încă o dată, trebuie să mai coboară o mașină, să vedem. Vă ziceam, primul care a ajuns aici a fost Daniel Burlan, care a și mers în carieră. Să vedem ce mai e acolo. Nu vorbesc cu oamenii. Cu noi de aia sunt și pe discuții între ei, pentru că l-a strigat o femeie să vorbească cu noi, să dea interviuri, să spună, și oamenii nu vor. Și după șocul de astăzi, e puțin probabil să mai poată vorbi. Da, încă mai coboară mineri din mașina asta, nu știu dacă au fost la accident sau după aceea. Da, acum coboară și polițiștii de la criminalistică.
Încheiem aici transmisiunea de pe curs online. Vă spuneam diseară, aveți ultimele informații care o să apară pe portalul de știri gurjonline.ro cu toate detaliile acestei zile. Să fiți sănătoși!